Bună ziua! Stimați cetățeni, vreau să vă informez că Guvernul Republicii Moldova a abandonat industria turismului din Republica Moldova prin faptul că nu a susținut în perioada de pandemie această industrie importantă pentru economia Republicii Moldova. Mai mult ca atât, a respins inițiativa noastră a fracțiunii PAS prin a susține această ramură importantă a industriei turismului, dar și a economiei Republicii Moldova. Acest lucru este evident că acest guvern își dorește doar să numere și să împartă impozitele cetățenilor și agenților economici, dar nu contribuie ca acești agenți economici să obțină venituri mai mari ca și statul să obțină venituri mai mari la bugetul de stat. Noi am înregistrat un proiect de lege, numărul 403 din 25.09.2020, prin care am intenționat să oferim industriei turismului posibilitate să nu falimenteze, dar să se dezvolte. Am elaborat, după practica din România, acolo unde sunt deja în activitate toate activitățile turistice prin a le oferi statul posibilitate să se dezvolte, adică se oferă la fiecare cetățean, cel care este angajat în câmpul muncii, un voucher de vacanță pentru turismul intern. În asemenea context, am elaborat și noi un proiect de lege prin care să susținem în perioada de pandemie industria turismului, să oferim tuturor angajatorilor, indiferent că din domeniul public sau privat, posibilitate să elibereze vouchere de vacanță în mărimea unui salariu mediu pe economie, 7.953 de lei pentru anul 2020, ca angajații să beneficieze atunci când li se oferă concediul de odihnă, de un voucher de vacanță, să se poată odihni pe teritoriul Republicii Moldova, doar în structurile de primire turistică pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, am indicat în această inițiativă legislativă că agențiile de turism să nu poată aplica un coeficient sau o valoare mai mare de 10% ce ține de profitul acestei activități, sau totodată direct instituția publică sau agentul economic să contracteze cu structurile de primire turistică pentru ca angajații acestor instituții să beneficieze de vouchere de vacanță. Aceste vouchere de vacanță urma să nu fie impozitate și acest motiv l-a invocat al și guvernul că nu este necesar să oferim aceste vouchere de vacanță. Acum să ne punem cu toții întrebarea. Atunci când un agent economic are venituri și acești bani stau pe contul bancar sau stau undeva într-un safeu, care este avantajul pentru stat atunci când acești bani nu sunt valorificați, atunci când acești bani nu sunt în circuitul economic, dar atunci când li se oferă acestor angajați posibilitate să beneficieze de un voucher de vacanță, imediat acești bani sunt în circuitul economic, fiindcă această program turistic sau un anumit agent economic care va presta aceste servicii turistice, el, bineînțeles, va angaja persoane care vor achita impozite, va achita impozite din activitate, va achita impozite din activitățile altor agenți economici care au tangenți cu acest domeniu, de exemplu, transportatori și așa mai departe. Aceste vouchere de vacanțe urma ca să, pe timp de pandemie, domeniul turistic să reînvie și să nu falimenteze. Noi cunoaștem că în România statul a oferit posibilitate pe perioada de pandemie ca angajații să beneficieze de 75% din salariul oferit de stat. În Republica Moldova s-a oferit zero. Mai mult ca atât, având în considerație că mulți agenți economici din domeniul turismului își vor închide activitatea,
Pe viitor vom avea și mai puțini bani la buget, fiindcă în perioada de pandemie, atunci când avem restricții pentru cetățenii străini, niciun turist străin n-a venit în Republica Moldova, bineînțeles, ca să dezvolte ramura turismului din Republica Moldova. Noi suntem foarte indignați de această decizie a Guvernului. Sperăm foarte mult că majoritatea parlamentară, fiindcă sunt și deputați chiar și în majoritatea parlamentară care ar susține acest proiect de lege, fiindcă este un proiect foarte important pentru dezvoltarea ramurii turismului pe viitor. Și mai mult ca atât avem medicii noștri, lucrătorii medicali, care la fel pe perioada de pandemie nu au avut posibilitate să meargă în odihnă. Și aceste vouchere de vacanță vor avea posibilitate să ofere. Guvernul ar fi bine ca guvernul să ofere posibilitate ca medicii să beneficieze de un voucher de vacanță suplimentar la salariu. Totodată susținem domeniul turismului, totodată și stimulăm medicii pentru munca depusă pe perioada de pandemie. Acest lucru guvernul a avut ca prioritate. Noi suntem siguri că vom reveni la acest proiect, fiindcă este un proiect important pentru dezvoltarea acestei ramuri important, care este distrus în acest moment. Practic, o mulțime de agenți economici în domeniul turismului și-au închis activitatea sau alții lucrează pentru a supraviețui, să-și reîntoarcă creditele sau datoriile care le au către alți furnizori. Eu vă mulțumesc și sper mult că acest guvern irresponsabil, care îl considerăm noi, să-și dea demisia, fiindcă noi nu mai avem ce negocia cu ei. Noi ne dorim foarte mult ca atât industria Horeca, cât și agenții economici să fie susținuți de stat, să fie susținuți de guvern, nu doar guvernul să se gândească cum să le împarte impozitele la miezul nopții.